Legile au trecut, problemele au rămas și pentru că sunt atât de mari, blochează un întreg sistem. Liderii de sindicat fac cale bătută între guvern și Ministerul Educației de mai bine de 3 zile, fără nicio înțelegere până acum. Unele școli sunt complet închise, iar părinții nu știu unde să-și mai lase copiii. Evaluarea națională de clasa 6-a programată pentru astăzi a fost amânată o săptămână pentru 30 și 31 mai. Asta pentru că nu se face testare în timpul grevei generale. Sunt în risc oare și alte examene? Este un risc, într-adevăr, dar nu cred că este chiar atât de mare riscul ca o evaluare cu miză mare, cum este cea de clasa 8-a sau bacalaureatul, să fie modificate. Mingea este în curtea guvernanților, sindicaliștii și-au pus pe masă cerințele. Guvernul, cu doi premieri la masă, ridică din umeri. Rezolvăm la finalul anului cu viitoarea legea salarizării uitate, spune și Marcel Ciolacu. Nicolae Ciucă nu se mai bagă în această problemă, nu poate să facă nicio promisiune, pentru că mai are doar 2 zile la Palatul Victoria. Nu mă apropii de sfârșitul mandatului. Nu ar fi nici onest, nici corect, nici principial să predau un mandat care să aibă probleme. Un lucru este cert. După 8 ani de la lansarea proiectului de țară România Educată, nu se întrevede luminița de la capătul tunelului, cel puțin nu pentru sistemul nostru de educație. După 9 ani de România Educată a lui Iohannis, avem profesori cu cuțitul la beregat în sălile de clasă, avem profesori în stradă pentru prima dată după 18 ani, grevă generală și iată, din păcate, ăsta este bilanțul și trebuie să constatăm un eșec total din punct de vedere politic. Și pentru că educația, unul dintre pilonii principali de dezvoltare ai societății, depinde și de politic, opoziția AUR, dar și Forța Dreptei, s-au gândit să atace la CCR legile de suflet ale lui Iohannis. USR, împreună cu Forța Dreptei, va ataca legea la CCR. Motivele sunt multiple, procedură, paralizme legislative. Atacarea la Curtea Constituțională nu înseamnă neapărat că legea neconstituțională. Această modalitate de a tergiversa adoptarea legilor este specifică opoziției.